Românca Simona Halep se află pentru a 53-a săptămână pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis. WTA dat publicității luni cu un avans confortabil de peste 1000 de puncte față de următoarea clasată, germanca Angelic Kerber. Podiumul este completat de daneza Carolin Vozniak, aflată la aproape 1400 de puncte de Halep. Cu 53 de săptămâni ca lider mondial, Halep ocupă locul 10 într-un clasament all-time, dar până la finalul anului se va apropia de poziția a noua deținută de Vozniachi cu 71 de săptămâni. Într-o ierarhie al celor mai lungi perioade ca lider WTA, Halep ocupă locul 19 cu 37 de săptămâni consecutive, dar până la finalul anului le va depăși pe belgianca Justin Henin și pe americanca Lindsay Davenport, care ocupă locul 17 la egalitate cu 44 de săptămâni. În top 10 nu s-a înregistrat nicio modificare față de săptămâna anterioară. Australianca Ashley Barty, care a câștigat duminică titlul la WTA Elite Trophy de la Zuhai, a urcat patru poziții până pe 15, cea mai bună clasare din cariera sa. România are în continuare șase reprezentante în top 100 la simplu, dar și la dublu. La simplu, Mihai Buzărnescu se menține pe locul 24, Irina Begu staționează pe 66, Ana Bogdan se află în continuare pe 71, Monica Niculescu a coborât un loc și este pe 78, iar Sorana Cârstea a pierdut și ea o poziție, fiind acum pe 80. La dublu Begu este în continuare pe 23, Buzărnescu pe 24, Raluca Olaru pe 44, Monica Niculescu pe 48, Irina Bara pe 77, în timp ce Cârstea a coborât 3 locuri și este acum pe 95.